Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește sănătatea. Am foarte mari emoții astăzi și cred că veți vedea și pentru ce am. Ne aflăm în Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Carol Davila din București. Este unitate subordonată Ministerului Apărării Naționale și vreau neapărat pe această cale să mulțumesc încă o dată Ministerului Apărării, întrucât ne susține de fiecare dată în proiectele noastre care vizează prețuirea sănătății. Poate nu știți, dar data de naștere a acestui spital este undeva departe, în 1831. La vremea aceea, spătarul Alexandru Ghica a primit sarcină să organizeze de urgență spitalul pentru oastea pământească. Extraordinar de frumos spus, pentru oastea pământească. Și acest spital s-a intitulat atunci Lazaretul Regimentului numărul 1. Este foarte frumos să te gândești că aveau denumire extraordinar de puternice aceste așezăminte medicale la vremea aceea. Și el a fost ridicat, unde credeți? La mănăstirea Mihai Vodă. Și încă un lucru important și chiar foarte important. În 1895, Spitalul Militar Central a fost primul spital european dotat cu lumină electrică și spălătorie cu aburi. Așadar, pe o astfel de temelie solidă a crescut Spitalul Militar de astăzi. Este cel mai mare spital militar din România. Este un spital în care sunt tratați atât militarii cât și civilii, dar și demnitarii. Și mai mult de atât, este o structură NATO. Cine credeți că ar putea conduce o astfel de unitate medicală? Probabil că un manager desăvârșit. Așa este. Directorul general al acestui spital are o funcție foarte importantă și foarte grea. Este general-major, medic, conferențiar universitar, doctor Florentina Ioniță Radu, așa cum îi se spune, comandantul nostru. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă general, că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc că ați venit în Spitalul Militar Central, vă urez bun venit. Vă mulțumesc mult și trebuie să spun că doamna comandant, comandantul nostru, cum mi se spune, este prima femeie general care conduce această unitate medicală din ultimii 185 de ani. Aș vrea să vă spun câteva lucruri. Deviza domniei sale atunci când vorbește despre medic, despre medicul militar, este aceasta. A iubi viața cu adevărat, a o proteja, a te contopi cu imaginea și valoarea trecutului pentru ca prin tine să existe viitor, a accepta că nimic nu ți se cuvine de drept, ci pentru fiecare lucru împlinit trebuie să muncești, a putea să renunți de cele mai multe ori la omul din spatele profesionistului pentru a avea puterea să zâmbești atunci când sufletul îți plânge pentru că cel din fața ta se uită la tine ca la ultima speranță de mai bine. Aceasta înseamnă să fii medic și mai ales medic militar. Această unitate sanitară și deviza doamnei general este tradiție, încredere, profesionalism. Este foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult și nu puteam să nu amintesc cuvintele pe care le rostiți adesea și, de fapt, îndemnul pe care îl adresați permanent colegilor dumneavoastră, prietenilor dumneavoastră, tuturor celor care au curajul să intre la bătălie, între ghilimele, cu un astfel de general. Este o bucurie, am spus de la început că sunt emoționată și este firesc să fiu emoționată, având în față o femeie puternică, un om deosebit, care a răzbit. Doamna general, aș vrea să vă rog să conturăm puțin viața dumneavoastră. Oare de mică vă jucați cu soldăței și cu tancul și n-ați știut ce înseamnă păpușelele? V-ați dorit mereu să fiți un comandant? Nu, niciun caz.
Cred că am avut o copilărie ca tuturor fetițelor, să spun așa. Poate, dacă îmi puneți așa întrebarea și mă gândesc la copilăria mea, poate că eram foarte riguroasă încă de mică. Adică îmi plăcea ca tot să fie ordonat, aranjat, inclusiv jucăriile puse la locul lor și așa mai departe. Deci dacă mă gândesc așa din perspectiva dumneavoastră, da, dar nu. Eu cred că latura feminină este importantă și țin foarte mult la această latură a personalității mele. Nu, am avut o copilărie normală, nu am avut, decât în afară faptului că am fost dispusă la a fi mai riguroasă, mai ordonată, că încă de mică am fost lider, adică începând de la ceea ce însemna comandant de grupă, comandant de detașament, comandant de unitate și așa mai departe, cum erau și în facultate, de asemenea comandant de pluton. Am fost lidera studenților din anul meu, de poate că astea au fost nu neapărat atributele mele, poate că prin asta colegii mei au recunoscut că eu am niște calități de lider. Cert este că îmi place ordinea, îmi place disciplina și în același timp îmi place să relaționez cu oamenii foarte mult. Și mai departe, ați terminat facultatea, ați dorit neapărat facultate militară. Aici, într-adevăr, intervine o componentă importantă. Momentul în care am ales să merg la facultatea de medicină militară a fost un moment de cotitură și cred că a fost momentul de cotitură al vieții mele, pot să spun. Bine, acum aș face o paranteză, să știți că în școala generală, până să aleg să merg la liceu, nu știam sigur dacă vreau să mă fac reporter. Aha, deci erați concurenta noastră. Da, sau dacă voi alege să merg spre medicină. Bineînțeles că profesoara mea de chimie, eram olimpică națională, am fost olimpică națională la chimie și profesoara mea de chimie din școala generală a spus, draga mea, du-te și fă treabă serioasă. Ce păi nu mă lăsați reporteria departe. Da. Bun, și am ales să merg la liceu de matematică fizică Bogdan Petrecercu cu HD-ul din Buzău. Am ales să fac medicina. În clasa 12-a m-am hotărât că voi face medicină militară pentru că întâmplător am aflat că există această oportunitate pentru fete. Eram a treia generație care putea să dea la medicină militară. Aici a fost un moment care, mă rog, colegii mei și familia mea, ei știu că acest moment a fost de cotitură și în același timp a fost momentul în care eu efectiv m-am luptat puțin cu părinții mei, care sunt niște oameni simpli, mai conservatori și care nu înțelegeau, noi neavând tradiție de militar în familie, era un pic cam ciudat ce să caut eu fată, deci fiind conservator, structural conservator, fata era un pic... Știți, ea trebuie să știe să facă mâncare, să știe să îngrijească casa și, mă rog, așa, partea feminină era foarte pregnantă într-o familie conservatoare de provincie. Numai că atunci am spus că asta nu mă reprezintă, că eu nu mă văd așa, viitorul meu nu e acesta, ci viitorul meu este să fac medicină militară. A fost puțin mai greu, le-am spus că asta voi face, nu au avut ce face, au fost de acord cu mine. Ei, și asta însemna probele sportive, examenele psihologice, tot ce însemna admiterea la medicină militară. A fost o concurență destul de mare, pentru că vă aduceți aminte că înainte de 89 era concurență foarte mare la admiterea la medicină. La medicină militară și mai mult, pentru că au fost doar 20 de locuri. Deci admiterea a fost pe 11 sau 12 candidați pe loc. Mă gândesc că a fost, cred că, cel mai fericit moment al vieții mele de până atunci, adică momentul în care am aflat că am intrat, pentru că vă dați seama, am venit aici din provincie, oameni simpli. E adevărat că avem experiența concursurilor, de asemenea eu am făcut foarte mult sport, am făcut atletism la nivel național chiar, deci avem experiența concursurilor, dar aici era altceva. Și apoi medicina militară, care înseamnă rigori, rigoare multă, înseamnă, de fapt știți ce a fost mai ciudat, pentru că momentul în care am aflat că am luat veselie, bucurie, familie, știți ce înseamnă să ai pe cineva care intră la medicină înainte de 89, dintr-o familie de oameni modești, deci un lucru extraordinar. Dar ne-au anunțat, trebuie să veniți într-o săptămână la București. Aici ne-a spus, veniți, luați probă la haine peste o lună, luna viitoare, luna în august, veniți să începem convocarea. Cum în august? Că eu știu că începe în octombrie. Dar... Deci vacanța mea a fost acea mult mai fericită. Scurtă. Da, a fost interesant, dar impactul a fost destul de dur, vă dați seama, mai ales noi fiind fete, neavând nicio legătură cu partea asta armată, să faci convocare o lună de zile, vara când alții erau la mare, mă rog, nu era chiar plăcut, dar știți, așa, step by step, am învățat ce înseamnă armată, am învățat ce înseamnă partea aceasta de pregătire militară pe lângă medicina la începutul anului respectiv. Aș vrea să subliniez cursurile Facultății de Medicină Militară se desfășoară în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, care acum se numește UMF Carol Davila. Deci, pe lângă acele cursuri pe care le aveam la fel ca și colegii noștri, noi eram niște grupe de studenți în cadrul unei de studenți militari în cadrul unor serii de studenți civili. Deci, pe lângă aceste lucruri, noi aveam
în fiecare săptămână câteva ore de pregătire militară specifică și în fiecare an o lună de zile pregătire militară, care înseamnă mască pe figură, ca să spun, lopată și așa mai departe, tot ce înseamnă... Ați alergat sportiv, cu ranița în spate, deci ați curățat cu periuța de dinți, cum încep fiecare... Chiar așa n-a fost, nu, deci n-au fost chiar așa mai, de răi, da, nu chiar atât încât de răi, să vă pună să oricum, faceți chiar muncile grele? Da, da, oricum, ideea este că am învățat să fim ordonați, să fim riguroși, să fim disciplinați și să ne organizăm altfel munca și, cred că, și viața. Apoi, un alt moment foarte important al carierei mele și al oricărui medic este rezidenția. De fapt, la noi era secundariat, se numea. Pot să spun că am învățat pentru rezidențiat la fel de mult, poate, ca și pentru facultate, pentru că, la fel, concurența a fost foarte mare și... În general, mie îmi place așa challenge-ul, deci îmi place întrecerea. Sunt momente în viață când trebuie să demonstrezi ce poți și momentele astea le poți demonstra prin concursuri. Mi se pare foarte important să îți dai totul pentru un concurs și să te mobilizezi pentru acest concurs. Deci rezidențiatul, când la fel concurența a fost foarte mare, puteam să aleg orice, am fost a 10-a la rezidențiat, puteam să aleg absolut orice specialitate. Am ales medicina internă pentru că am considerat că se potrivește cu firea mea, pentru că îmi place să vorbesc cu oamenii, îmi place să interrelaționez. Cred că am o capacitate de a vedea dincolo de ceea ce vor ei să spună și de a empatiza cu ei. Și iar esențial, pentru că emisiunea noastră se referă la sănătate și la modul în care ea trebuie să fie percepută, vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, ca un îndemn adresat celor care vor să aleagă această profesie, e bine să facă medicină atunci când simt că au chemare către medicină. Pentru că nu este o meserie frumoasă dacă ai chemare pentru ea și dacă îți place ceea ce faci, este o meserie foarte grea și consumtivă dacă o faci din obligație, din dorința de a o face pentru că e în trend sau că se plătește foarte bine. Deci nu poți face o meserie numai că se plătește foarte bine. Dacă nu-ți place, dacă n-ai empatie față de omul de lângă tine, dacă nu încerci să-l înțelegi și să lași la o parte, așa cum frumos ați spus, să lași la o parte omul și problemele tale și să te pui față în față cu pacientul care vine la tine cu problemele lui. Cred că este foarte important. Deci, momentul acesta important a rezidențiatului și a faptul că am ales medicină internă, apoi a fost un alt moment important când pentru a intra în spital a trebuit să dau un examen unde am fost 9 pe loc și iar am reușit să intru în spital. Am lucrat în secția medicală 2 ca medic de specialist de medicină internă, apoi primar de medicină internă. Între timp am făcut și alte specializări, în sensul că am făcut nefrologie, pentru că în spitalul militar nu era această specializare și atunci mi s-a părut normal ca cineva să... Și asta a fost din propria mea inițiativă, pentru că mi s-a părut normal să fie și un nefrolog în spital. Ulterior, văzând că nu s-a dezvoltat foarte mult această componentă, adică nu s-a făcut... Nu s-a dus aparatură, nu intra în viziunea conducătorilor din momentul respectiv, am ales să fac gastroenterologie pentru că secția la care lucram, în care lucram, doctorul Băbulescu, lucra și în laboratorul de endoscopie, deci automat secția avea profil, deși era de medicină internă, avea profil de gastroenterologie. Și atunci am mers la Fundeni, am făcut specializarea acolo, apoi am fost și în Franța cu o bursă și m-am specializat în endoscopie și gastroenterologie. Am continuat cu această profesie și vreau să vă spun că se simte nevoia. Medicina a progresat și dacă medicina internă era baza și este important, de știu că este foarte importantă pentru că este baza că știi totul despre toate disciplinele, tendința ultimilor ani este de a te perfecționa și super specializa pe o anumită categorie, pentru că nu poți să fii foarte bun în toate. Atunci am ales să fac gastroenterologia și să mă perfecționez cât de mult pot, bineînțeles, în această specializare. Ca altă reușită, să spun, și aici vorbesc doar de planul profesional, că după aceea probabil să vorbim de cel familial, a fost faptul că am fost prima șefă de secție femeie la Medicală 2 și ulterior am înființat secția de gastroenterologie. Secția de gastroenterologie s-a înființat în spital datorită dorinței mele de a se înființa și propunerii comandantului la vremea respectivă. Și apoi prima femeie șefă de secție acestei secții de gastroenterologie. De când am fost șef de secție, secția a crescut progresiv. Deci, în ultimii 5 ani, până să devin comandant, a fost secția numărul 1 din spital, cu reușite deosebite, cu vizibilitate națională și nu numai și internațională, cu dorința noastră permanentă de a crește oameni
lângă noi, pentru că este foarte important. Nu trebuie să fii doar un bun profesionist, nu trebuie să fii stejarul la umbra care să nu crească iarbă. Deci trebuie să-ți lași oameni după tine, să știi să-i crești, să ai disponibilitatea de a le acorda timp și a învăța din ceea ce știi tu. Și în același timp și rigoarea de a-i îndruma pe drumul corect, pentru că știți, când sunt mai tineri, sunt mai, mă rog, trebuie să știe că trebuie să facă și lucrări științifice, trebuie să vadă și pacienții și trebuie să-și vadă și de viața lor. Adică e foarte important să ai așa să ai modele în viață, modele pe care le-am avut și noi la rândul nostru. Pentru mine spitalul nu este un spital, ci este spitalul, adică este așa un prieten, un loc în care vin cu drag. E personalizat, dacă se poate spune așa. Și pentru că iubesc foarte mult acest spital, încă din momentul în care am intrat prima dată ca student în acest spital, în care vă spun drept, m-am rătăcit. Deci când am intrat prima dată pe poartă, erau așa multe persoane. Eu eram, știți, tot la fel, la început, în anul întâi de facultate, venită de la Buzău, mă rog, provincială. Și un spital imens, nici nu știam ce înseamnă, unde să te duci, pe care, bine, nici acum nu e foarte simplu dacă intri prima dată în spital. Da, nu prea este, e adevărat, sunt multe clădiri, dar, și te rătăcești acum. Promit că vom, după ce terminăm cu renovările, vom face și signalistica corespunzătoare. Din acel moment am simțit că a fost dragoste la prima vedere și iubesc foarte mult acest spital și am simțit așa că direcția în care era nu era ok. Adică în momentul acela m-am gândit, dacă nu mă duc să candidez pentru comandant și să fac aici niște lucruri pe care simt eu că trebuie să le fac ca acest spital să fie la un anumit nivel, atunci renunț și trec în privat. Adică atunci eram chiar hotărât, uh-huh. Pentru că era momentul în care a fost așa conjunctura, nu erau destule materiale, nu erau medicamente, nu erau oameni mulțumiți, nu puteam să inter... Toate așa concurau și m-am gândit că era un moment important al vieții mele, aveam 49 de ani și am zis că dacă atunci nu fac ceva, trebuie să hotărăsc ce fac mai departe. Și m-am înscris la examen, unde a fost 6 pe loc. Și erați și primea. Și da, a fost, dar m-am pregătit foarte mult pentru examen. Dar aici a fost chiar o revoluție, pentru că, așa cum spuneam încă de la început, în istoria acestui spital nu a existat niciun medic femeie. Cu atât mai mult, am să povestesc și momentul în care ați devenit general cu ostea. Acest lucru s-a întâmplat după incendiul din colectiv. Asta pentru că spitalul militar a fost atunci, pot spune fără să exagerez, ca un front. Era ca pe front, așa veneau răniții, așa îi tratați de fapt pe fiecare în parte. Mi-aduc aminte și astăzi că îi știați pe toți, știați unde sunt, lăsați haina de general și de comandant, mergeați la căpătuiul lor, erați în salon, în secția dumneavoastră și mai mult decât atât, ați plâns de fiecare dată când vedeați că rezultatele nu sunt acelea pe care le scontați de la o zi la alta. Și mă întrebam, oare și generalii plâng? Atunci nu erați încă general, dar erați comandantul spitalului. După incendiul de colectiv, ați primit această extraordinară recunoaștere pe care probabil mulți bărbați și-o doresc. Ea a venit pentru dumneavoastră și a fost un moment important de care trebuie să ne amintim cu multă plăcere și să spunem că noi, ca români, putem fi mândri că avem într-adevăr astfel de oameni și un astfel de medic și o astfel de femeie care poate fi general într-o lume a bărbaților. A fost greu? Ați simțit că într-adevăr se clatină lumea generalilor bărbați din spitalul militar în momentul în care dumneavoastră ați fost numită general Costea? Nu. Nu aș putea spune, adică în niciun caz nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că vreau să vă spun că noi suntem aici o echipă și acționăm în echipă, lucrăm în echipă și în același timp și conducerea ministerului, nu puteam să fac așa de multe lucruri dacă nu aveam aproape, adică toți miniștrii cu care am lucrat până acum, toți cei din conducerea ministerului m-au susținut, au susținut prin mine, susținând spitalul, dar este foarte important ce să știi, ce să le ceri acelor oameni, cu ce să te susțină, exact. Că ei te susțin, dar trebuie să-și spui, să știi, deci nu cred că a fost așa un cutremur, cred că a fost o recunoaștere. E adevărat că nu știu ce a fost în sufletul fiecare, acum mi-e greu să spun, sigur. Dar referitor la acea perioadă vreau să vă spun, cred că Spitalul Militar a avut o reușită cu pacienții, pentru că noi aici ne-am mobilizat foarte tare și pentru că am luat lucrurile în serios la modul în care ei au devenit pe primul plan, ei erau răniți noștri și am considerat că eram pe front și tot spitalul s-a mobilizat, adică nu am lăsat pe o secție, pe terapie intensivă sau doar pe chirurgie plastică. Deci oamenii au fost mobilizați din tot spitalul, s-au făcut ture astfel încât pentru fiecare pacient exista un om dedicat care să aibă grijă de el tot timpul.
Bineînțeles că n-am avut condiții pentru atâția arși și de asta spun, nu sunt condiții pentru atâția arși, am vizitat foarte multe spitale acum. Deci singurul spital care are 10 locuri de arși dedicate este Spitalul Percy din Paris, Spitalul Militar. Deci locurile de arși sunt foarte reduse pentru că sunt foarte consumtive. Deci nimeni nu avea posibilitatea să îngrijească așa de mulți arși. Dar au fost niște momente grele prin care am trecut cu colegii mei. Colegii mei, când spun asta, sunt colegii mei medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare, pentru că toți au contribuit și pentru că toți au răspuns la comanda generală. Adică am fost o echipă, știi, și e foarte important. Ce înseamnă totuși astăzi, doamna general, faptul că este un spital cu o structură, așa cum am spus, foarte clar definită, până la cel mai înalt nivel? Totuși există o structură NATO. Aici deja clar vin demnitari, aici vin la fel de bine răniți în teatrele de operațiuni. Dintr-o dată structura spitalului este schimbată și greutățile care apasă pe umerii dumneavoastră ca și comandant nu mai sunt acelea pe care le aveați înainte. Ce înseamnă în acest moment? Cum trebuie să fiți pregătiți continuu ca într-un război, continuu ca și pe front? În primul rând, un spital trebuie să funcționeze 24 din 24, 7 din 7. Deci lucrurile de aici pornim. Clar. Clar. Pe lângă aceste caracteristici ale Spitalului Militar Central, care este spital regional la cel mai înalt nivel din această țară, avem aceste particularități, că în conformitate cu legea 38 asigurăm asistență pentru primii 4 demnitari ai țării și că asigurăm asistență pentru militarii răniți în teatrele de operații și respectiv pentru militarii în relația cu NATO. Motiv pentru care am creat niște structuri suplimentare care răspunde capabilitățile suplimentare pe care le avem noi, dar responsabilitatea într-adevăr este mult mai mare. Problemele sunt diferite pentru că, bineînțeles că în ceea ce privește demnitarii, să zicem, noi trebuie să respectăm niște rigori și dumnealor sunt sănătoși, deci doar supraveghem ca nu să nu se întâmple nimic. Bineînțeles că suntem pregătiți în cazul, facem vizita medicală anuală, însoțim echipajele în conformitate cu legea și cu protocolul pe care îl avem. Deci aici lucrurile sunt clare, dar o componentă importantă și nu știu cât de vizibilă la nivelul întregii societăți este această relație cu militarii răniți în teatrele de operații, care, așa cum se știe, de-abia acum se recunoaște oficial că există un stres post-traumatic. Asta înseamnă că toți cei care vin din teatre au nu numai cei răniți, ci și ceilalți militari care merg în teatre, au o componentă de stres care este subliminală sau este vizibilă și automat relația cu ei este puțin, adică trebuie să fim foarte atenți la această relație. Și aici pot să spun că a trecut ceva timp și a fost o provocare pentru mine cum să statuez această relație cât mai egal pentru toți, pentru că la un moment dat spune unul, eu sunt mai rănit decât celălalt sau eu sunt mai bolnav decât, și fiecare are dreptatea lui. Sau pentru că trebuie să le schimbi, au proteze care trebuie schimbate. Aceste proteze trebuie să se schimbe consumabile, linerele și mai departe. Au diverse instrumente medicale, adică, de exemplu, cărucioare sau dispozitive medicale care trebuie schimbate și la care trebuie să ai grijă. Până în momentul în care am preluat comanda spitalului și cred că încă un an după, existau tot fel de nemulțumiri. Pentru că, bineînțeles, ei vroiau în momentul respectiv să li se schimbe. Noi trebuie să respectăm procedurile de achiziție legale și atunci nu poți să, deși este, nu există o lege specială, poate că ar fi bine să fie pentru militare răniți ceva particular, ca să le pot lua, nu neapărat prin procedură concurențială pe SEAB, linerele și protezele. Să așteptați un an până vine proteza, deci, pentru el sărmană. Deci a fost un acord cadru care a durat un an de zile până da, pe asta, și asta e situația. Ideea este că m-am gândit cum trebuie să fac acest lucru și am reușit în sensul în care am făcut o sinteză a necesarului tuturor. Avem acorduri cadru pentru tot ce înseamnă consumabile și dispozitive medicale de care au nevoie și în momentul în care am schimbat sau mai bine este un ordin de ministru special dedicat în care se spune cum se face verificarea lor, prin ce structură trebuie să treacă, care sunt pașii care trebuie respectați, pentru că trebuie să fim convinși că fiecare om este unic în felul lui și fiecare om are dreptul la îngrijire medicală, dar e bine să respectăm acești pași, inclusiv pentru cei răniți de operații. Și vreau să vă spun că lucrurile acum au intrat pe un făgaș normal.
în sensul în care ei știu că trebuie să vină la control medical, îi programăm noi când să vină la controlul medical, nu să vină când li se face lor. Nu, trebuie să vină două ori pe an la controlul medical, să știm ce trebuie să le schimbăm, să recomandăm din timp device-urile respective și cred că lucrurile se mai remediază. Bineînțeles că întotdeauna este loc de mai bine. Noi nu stăm foarte bine în ceea ce privește infrastructura, în privința clădirilor avem o deficiență și acum în noul proiect de spital, de extindere a spitalului, o să fie un centru dedicat pentru militari răniți în teatrele de operații și atunci lucrurile se vor mai rezolva puțin. Da, pentru că nu era vorba numai de cei care au nevoie de proteze, pentru că ați spus puțin mai devreme, este vorba de suport psihologic. Acesta contează extraordinar pentru că și dacă nu au avut nicio rană, ei au o traumă. O traumă despre care nu știu cu cine să vorbească, nu știu cui să se adreseze. Exact. Iar familiile sunt total neputincioase. Este formidabil că ați reușit să creați o astfel de structură în care să poată să ajungă această categorie de militari ai noștri care până la urmă luptă pentru semenii noștri de pe planetă. Este formidabil. Cum se întâmplă? Cum este această structură? Vin, tot așa îi programați dumneavoastră, stabiliți dinainte să ajungă toți în această structură la un consult medical? În principiu, toți cei care au fost în teatrele de operații, în momentul în care se întorc în țară, se face un control medical, automat, imediat. În primele 2-3 zile după ce vin din țară, vin la noi și avem o altă activitate specifică a Spitalului Militar Central, unde se face investigația medicală, controlul medical al celor care și pleacă misiune, dar și când vin din misiune. Și în funcție de controlul medical care se face la venirea din misiune, automat ei sunt selectați, cazurile mai deosebite, sunt trimise la, există un centru dedicat pentru psihologie al armatei, unde se face tratamentul acesta, psihoterapia, iar cei care au probleme mai particulare merg la centrul nostru pentru militarii din teatrele de operații. Deci este un proces dinamic. Nu spun că am luat cea mai bună variantă, de exemplu am fost la spitalul Walter Reed din Washington, unde există un centru dedicat numai și numai pentru așa ceva. Bine, nu se compară, absolut. Nu este vreo comparație, dar vreau să vă spun că cel puțin știm și este foarte important să ai deschidere pentru ceilalți ca să știi unde te situezi tu și unde ar trebui să mergi. Și ce ai putea să faci până ajungi la acel nivel, că poate doar creând această structură este un pas bun spre înainte până sigur, la urmă, sigur, trebuie dar să recunoaște. Ea este relativ nou creată, încă spațiu corespunzător, avem spații dedicate, dar nu sunt atât de multe cât am vrea, adică nu sunt suficient de extinse. Dar suntem în dezvoltare și asta este, am sădit semințele, ca să spun așa. Citind puțin statisticile din fiecare an, constat că numărul celor care se adresează, care ajung în spitalul dumneavoastră, crește. Și nu crește așa cu una, două cazuri, ci cu foarte multe. Și că anul trecut erau peste 50.000 internați, mai erau peste 35.000 persoane care au venit în spitalizare de zi. Deci undeva ne ducem spre aproape 100.000 de oameni care ajung într-un an în spitalul dumneavoastră. Nu este ușor. Este o presiune mare pentru că acestora, cum spuneam, li se adaugă alții, care deja înseamnă un segment foarte greu. Spuneți-mi, vă rog, care sunt unitățile extraordinare pe care ați reușit să le faceți acum? Pentru că vorbeam de acel departament de medicină nucleară, care este, cred că, unic și extraordinar de bine echipat. Vorbeam de medicină convențională, vorbeam de medicină cardiovasculară. Să punctăm un pic aceste noi structuri care vă reprezintă, de fapt sunt realizate de dumneavoastră și care reușesc să salveze foarte multe vieți. În primul rând, mândria noastră, să spunem așa, inaugurarea în ianuarie anul trecut a Centrului Integrat de Medicină Nucleară, care este un concept unic în România și ca și grad de aparatură unic și în Europa încă, nu știu, la momentul în care a fost inaugurat era unic. Aceasta permite ca să fim singurul spital de stat care avem un centru de PET-CT, deci tomografie cu pozitron, care în principal are indicație pentru stadializarea, diagnosticul și stadializarea afecțiunilor neoplazice, concomitent cu investigațiile scintigrafice, deci investigații diagnostice folosind radioizotopii. Faptul că aceste două structuri sunt împreună, și aici chiar aveți imaginea acestui centru, aceste două structuri sunt împreună, permite un mai bun management. Pe de o parte, aceiași medici lucrează și la PET-CT și la SPECT-CT. Substanța
radioactivă are un circuit anume care este unic și atunci se pot, din punct de vedere managerial, lucrul a fost mult mai bine și asocierea celor două, care v-am spus nu se mai întâmplă, a fost foarte bună. Este un lucru de referință. Adresabilitatea a fost extraordinar de mare, impactul mediatic foarte mare, motiv pentru care și adresabilitatea este mare și aș vrea să vă spun că și medicii care lucrează acolo, personalul medical este de excepție pentru că unul dintre doctori este președintele Societății Române de Medicină Nucleară, iar celălalt doctor este cel mai bine cotat pe medicină nucleară, cel puțin la nivel de București. Adică sunt oameni deosebiți pentru că aș vrea să punctez un lucru, nu contează cât aparatură aduci, contează cine lucrează cu ea și cum lucrează cu ea. Foarte important. Și e foarte important ca manager să știi să trimiți oamenii la instruire și să nu îi lași să stea în zona lor de confort. Aici cu mine au o problemă. Și am înțeles că i-ați instruit, într-adevăr, i-ați trimis la instruire. Apoi, și i-ați ascultat la întoarcere, i-am dat și testul. Nici chiar așa, dar într-adevăr au fost trimiși la instruire și sunt oameni deosebiți. Adică eu zic că principala valoare a Spitalului Militar Central o reprezintă resursa umană. Avem oameni deosebit de bine pregătiți, avem oameni profesioniști buni și un lucru care mai este important, apropo de această deviză pe care eu am instaurat o tradiție, încredere, profesionalism, există tradiție. Adică se transmite meseria, ca să spun așa, pentru că până la urmă medicina este și o meserie de la generație la generație și este foarte important să nu se rupă, să nu se rupă acest lanț, pentru că bineînțeles că generația tânără aduce noutăți, are altă gândire, e structurat altfel, dar experiența generației anterioare contează și modul în care se formează. Știți, e așa o tradiție, o continuare a unui fir în istorie la care ținem foarte mult. Deci asta referitor la Centrul de Medicină Nucleară. Apoi un alt centru care este de asemenea unic în România este Centrul de Melanom malign, pentru că a crescut foarte mult incidența cancerilor cutanate de acest tip melanom și pentru că noi beneficiem în spital de mai multe capabilități care împreună pot să realizeze diagnosticul și tratamentul acestei afecțiuni, pentru că melanomul este o boală foarte gravă în continuă creștere. În primul rând avem o secție de dermatologie foarte bună unde se face dermatologie chirurgicală, lucru care nu prea se întâmplă în România, cu medici dedicați, cu un bloc operator dedicat și apoi pentru a diagnostica melanomul ai nevoie de scintigrafie foarte bună, de PET-CT, de CT foarte bun, de chirurgie toracică, de oftalmologie, oncologie și așa mai departe. Deci toate acestea sunt coroborate și ei lucrează împreună astfel încât chiar astăzi am avut Consiliul Medical de dimineață și la analiza deceselor pe anul trecut ca idee, faptul că există număr crescut al afecțiunilor oncologice, foarte important că a crescut foarte mult afecțiunile oncologice, dar analizând afecțiunile oncologice per ansamblu, melanomul este foarte, foarte crescut. Iar adresabilitatea noastră în aceste afecțiuni aproape că s-a triplat de când am înființat centrul de melanom. Deci adresabilitatea către acest centru. Un alt centru care este centrul de diagnostic imagistic. Avem deocamdată două CT-uri și un RMN, dar până la finele acestui an o să avem încă un RMN și încă două CT-uri, deci o să fie un centru foarte bine dotat și foarte performant. Avem de asemenea profesioniști deosebiți care lucrează la acest centru. Am integrat în urmă cu 2 ani centrul de boli cardiovasculare al Armatei, care era de fapt momentul în care s-a creat acest centru a fost, sau ideea a fost benefică, însă pe parcursul timpului s-a degradat. Așa e. Pentru că el trebuia să fie ca entitate de sine stătătoare într-o altă locație, numai că nu s-a reușit și apoi era împrăștiat câte 2 rezerve sau câte o secție printre alte secții ale spitalului. Lucru care nu mi s-a părut în regulă. Și din momentul în care l-am integrat din 2016, am investit foarte mult în acest centru. E adevărat că bolile cardiovasculare sunt în continuă creștere. La fel, acolo oamenii sunt foarte bine pregătiți. Dar au avut nevoie de foarte multă dotare, de foarte multe modificări și pe infrastructură și pe dotare. Centrul de boli cardiovasculare este de referință și adresabilitatea este foarte mare. Avem de asemenea un centru de glaucom. Mi s-a părut important și vorbim cu colegii de la oftalmologie care au tradiție în acest segment. Am simțit nevoia să facem un centru dedicat de glaucom cu un registru
de glaucom, astfel încât oamenii să știe să poată veni, pentru că aparatura noastră pe oftalmologie este cea mai bună și cea mai performantă din țară. De asemenea, un bloc operator pe oftalmologie foarte bine dotat. Adică investiția nu trebuie să fie făcută de dragul de a o face, trebuie să fie dedicate, să aibă un scop și niște oameni care lucrează pe ele, astfel încât să obții ceva în final. Nu trebuie să cumperi o cameră hiperbară ca să stea degeaba. Deci trebuie să o cumperi cu un scop și vreau să spun acum, nu stă degeaba camera hiperbară, nu are cum să funcționeze pentru că oxigenul, ne-am gândit și noi atunci cu Arși să cumpărăm o cameră hiperbară. Dar oxigenul care trebuie, îi trebuie acelei camere hiperbare, în momentul în care folosești oxigenul pentru cameră, tot spitalul e afectat. Deci asta e problema, nu știu dacă nu s-a explicat destul de mult. Nu s-a explicat deloc. Deci asta e problema pentru care nu poate funcționa, pentru că ar trebui redimensionată instalația de oxigen, pentru că este un consum foarte mare de oxigen pentru acea cameră hiperbară. Iar ca perspectivă, este un centru de investigații neinvazive cardiovasculare. De asemenea, există, sau poate că n-am spus despre centrul acesta, așa numit de stroke, adică pentru afecțiunile vasculare cerebrale. Abia acum am intrat în program și suntem recunoscuți ca atare, pentru că, de asemenea, o componentă importantă a panelului bolilor din acest moment sunt bolile cardiovasculare, dar și partea lor neurologică, adică accidentele vasculare cerebrale cu toată dinamica, să spun, dinamica lor. Pentru că dacă pacientul are un accident vascular cerebral și în primele 6 ore este diagnosticat și tratat prin tromboliză, deci este echivalentul la ce se întâmplă cu programul de infart, la fel. Deci fie că faci infart la inimă, fie că faci infart la cap, să spunem, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, dacă se intervine în primele 6 ore, care reprezintă o fereastră, cheagul respectiv poate să fie dizolvat. Dacă trece de aceste 6 ore, se poate interveni, fie noi la coronarografie intervenim, se pun niște stenturi, sau la neurochirurgie, neuroradiologie intervențională, altfel de stenturi care se pun pe cap. Deci sunt anumite momente care trebuie... Și atunci am dotat partea de neurologie și am făcut o unitate de primire acus pentru neurologie, dar și angiograf dedicat pentru neuroradiologie și neurochirurgie. Deci... Și aici sunt lucrurile în dinamică, pentru că trebuie să te... Știți cum e un fel așa, se spunea mai de mult filmul și comanda socială. Deci acum spun că dezvoltarea unui spital și comanda socială, adică trebuie să te adaptezi și să răspunzi prezent la ceea ce se întâmplă în momentul acesta și în același timp să ai puțină viziune și pentru mai departe. Adică în momentul în care noi am pornit cu stroke-ul, asta era prin 2015, dar până s-au făcut procedurile, până ai trimis oamenii la instruire, până... Sunt niște ani și atunci trebuie să ai puțină viziune. Deci suntem în dezvoltare. Trebuie să fac mențiunea că, în afară de faptul că sunteți comandant și aici aveți o misiune foarte grea, sunteți în continuare și lângă bolnavi. Da. Astfel că nici nu știu cum ai împărțit timpul, cum reușiți să fie atât de bine echilibrat totul, ca să reușiți să fiți lângă ei. Mi-ați povestit înainte să intrăm în emisiune cum dimineața ați avut deja 3-4 pacienți sau câte ați avut? Da, am avut 4 colonoscopii și 5 endoscopii superioare. Deci deja 9, vorbim de... Da, aici să știți că e o problemă care mă doare puțin. Mă doare pentru că nu mai pot să fiu lângă bolnavi. Adică atât timp cât eram șef de secție, partea de management al secției nu m-a afectat atât de mult în relația cu pacientul, dar acum este mult mai greu, pentru că vă dați seama, suntem un spital care are 2500 de angajați, avem 1250 de paturi de continuu, 60 de paturi de zi, ambulatoriu integrat, toate aceste centre de care vorbim, necesitățile sunt crescânde, pacienții doresc din ce în ce mai mult act de calitate și atunci a trebuit să aleg ce fac mai bine și am ales să fac management în primul rând, pentru că managementul consider eu că este o profesie și cred că este foarte bine ca managerul unui spital să fie medic și susțin acest lucru, deși legea sănătății spune că poate să fie medic, economist sau jurist, pentru că nimeni nu poate să înțeleagă mai bine decât un medic ce necesități are un pacient. Și la fel de bine spun că atunci când un medic devine manager, el trebuie să pună pe primul plan acest lucru și să realizeze că aceasta este o altă meserie. Pentru că asta presupune că eu, de exemplu, citesc legi despre legi ale sănătății, ce înseamnă sănătate, citesc despre construcții, citesc despre salarizare, citesc despre sporuri, deci toate astea trebuie să fii la curent cu ele. 3, 4, 5 miniștri într-unul singur, nu? Nu așa, dar ideea este că trebuie să fii la curent cu ele. Așa. Și sunt uneori momente în care poți să intervii, adică sunt legi pe transparență, deci ordine sau pe și atunci tu trebuie să știi și noi am fost foarte activi, adică având și un birou juridic foarte bine pus la punct și colegi cu care ne sfătuim, am inițiat și am modificat foarte multe legi pentru că
e bine să te implici. Adică, până la urmă, e vorba și de ceea ce, de viața ta de zi cu zi și de viața celor din jurul tău. Deci ne implicăm foarte mult și asta spun că managementul e altceva. Dar relația cu pacientul este foarte importantă. Pentru medic, așa cum o spuneam la început, dacă tu simți că poți să fii medic, pentru tine este foarte importantă relația cu pacientul. Eu îmi iau energie, să știți că de multe ori de aici sunt multe probleme, telefoanele sună, fiecare vrea ceva, toată lumea, întotdeauna, fiecare, nu sună nimeni să te spună ce bine e sau ce lucruri bune ai făcut. Când simt că, nu știu, mă apasă prea mult, ies din birou, mă duc pe secție, vorbesc cu pacienții și chiar cu nevoile pe care le au și măicuțele care au problemele lor, cu digestia, cu arsurile de stomac, cu... atunci îmi iau energie, știți? Deci pur și simplu se duce tot așa ca un nor și simți ei energie de la pacienți. Adică e foarte, foarte important, pentru mine e foarte important, dar... am restrâns mult numărul pacienților, lucrez endoscopie doar 2 zile pe săptămână și pacienții au, dacă înainte aveam, nu știu să zic, în jur de 14-15 pe săptămână, poate chiar 20, acum mai puțin, iau cazuri care sunt de obicei foarte grave, care depășesc alte competențe, vin din provincie sau sunt cazuri așa deosebite. Prefer să le aleg pe acestea. Pentru că ne apropiem de sfârșit, nu pot să nu vă întreb puțin dacă acasă sunteți general. Nu, acasă sunt foarte protejată. Am șansa că, bine, am o relație extraordinară cu soțul meu, adică suntem, să spun așa, parteneri, prieteni și pe lângă relația noastră de iubire, de o viață, dar sunt protejată de băieții mei. Am un băiat care are 21 de ani, împlinește 22 în mai. Este un copil deosebit și suntem o echipă foarte bună. N-aș putea spune o echipă perfectă, pentru că bineînțeles că sunt tot felul de disensiuni, dar vreau să vă spun că acasă chiar sunt protejată. În momentul în care am ajuns acasă e altceva și iar un lucru care cred că mă ajută ca să mențin un anumit nivel. Când am plecat de la serviciu, Asta e foarte bine. Și îmi respect foarte mult și weekendul, în măsura în care, bine, se poate, că uneori telefoanele, dar de regulă, după orele de serviciu și în weekend, aceste orele le dedic familiei mele, prietenilor mei și încerc să-mi încarc bateriile, pentru că lunea sunt în formă la ora 8 aici. Ar fi multe de spus și cu certitudine ne vom revedea, pentru că mai aveți încă multe de făcut și noi multe de ascultat. Nu închei însă înainte de a vă ruga să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Aș vrea să dedic sau să mai să transmit un mesaj tuturor telespectatorilor și să le spun că trebuie să realizeze că sănătatea este cel mai important lucru pe care îl au. Că de ei depinde modul în care știu să folosească acest bun, că este foarte, foarte bine să previi, că medicii își pun toată știința și toată competența pe care o au în slujba pacientului, dar este bine să n-ajungă în ultimul stadiu. Este bine să prevenim și acestea nu sunt vorbe mari. Prevenția nu, asta nu înseamnă o vorbă mare. E bine ca să schimbăm România, să ne schimbăm întâi pe noi. Să ne dăm seama că nu trebuie să ducem din timp, că avem o responsabilitate noi față de noi înșine. Știți, este foarte important. Și pentru că suntem în martie, aș vrea să adresez un mesaj special femeilor, să le spun așa, că trebuie să aibă încredere în ele, trebuie să știe că această componentă, latură feminină, nu este un dezavantaj, din contră, este un avantaj, pentru că Dumnezeu le-a făcut să fie mame, soții, fiice, surori, că trebuie să se îngrijească și din punct de vedere al sănătății, să nu uite să fie cochete, să nu uite să fie femei și să fie puternice. Mulțumesc foarte mult, doamnă general, major, medic, conferențiar, universitar, doctor Florentina Ioniță Radu. A fost o plăcere, a fost o încântare. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Tot în doamna general îmi spunea cândva că fiecare soldat poartă în raniță un baston de mareșal. Aceasta era un citat din Napoleon. Mă gândesc sigur că doamna general a avut de mică, în ghiozdănel, un baston de general, cu certitudine. A știut ce vrea, a făcut ordine, a pus ordine, este un om integru cu care noi ne mândrim, așa cum am spus-o mereu. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături. Nu uitați, prețuiți sănătatea!